Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața tuturor! Auzi, dacă plec astăzi după emisiune să mă duc până la Iași pe autostradă, cât timp credeți că ajung la mama acasă? Pe autostradă. Pe care autostradă? Pe a... Da. Nu e nicio... Nu e autostradă? Da, cred că o să mai așteptăm multă vreme. Nu știu ce se întâmplă cu autostrada care ar trebui să fie București-Moldova. Nu știu ce fază este. Sper că se mișcă ceva, dar uite, din păcate, adică incredibil, pentru a treia oară, firma care se ocupă de alcătuirea studiului de fezabilitate pentru autostrada 8, Moldova-Ardeal, cealaltă autostradă importantă a Moldovei, a dat kix. Fac și prea multe autostrăzi, nu vă spune. Da, este nenorocire. Și București, da. Și Ardeal, adică deci, pentru a treia oară firma asta a dat kix și a livrat documentație incompletă. Este vorba de o companie, compania Acciona din Spania. Iată ce scrie publicația Economedia. Citez. Acciona a predat un studiu de fezabilitate incomplet la mai multe capitole pentru autostrada Târgu Mureș-Târgu Neamț. Astăzi, adică ieri, fiind practic al treilea termen pentru livrarea documentației tehnice, după alte două încercări ratate, pe care chiar compania de drumuri le-a respins pe motiv de calitate și cantitate. Deci, a treia oară, bătaie de joc. Firma din Spania nu respectă contractul pe care l-a câștigat în 2019, deci după 2 ani, încă nu există studiu de fezabilitate, cu o ofertă de 18 milioane de lei, jumătate din estimarea CNAIR, acesta fiind un rezultat al criteriului prețului cel mai mic din procedura de achiziție publică. În același timp, aflăm că autostrada 8, adică asta, Ungheni, Iași, Târgu Mureș, Moldova-Ardeal, nu mai este în lista guvernamentală a priorităților de investiții în decada 2020-2030. Deci nouul guvern PNL-PSD, care, mă rog, ambele partide au guvernat masiv în ultimii 30 de ani și au ca responsabilitate faptul că Moldova este o regiune izolată, au scos din lista de priorități această investiție. După părerea noastră, e o mare nedreptate care se face Moldovei. E o regiune istorică a României care ar merita mult mai multă atenție și considerație din partea autorităților. L-am sunat pe Cătălin Urtoi, vicepreședintele Asociației Împreună pentru H8. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Urtoi, înțeleg că ați fost ieri la București, ați avut o întâlnire la Ministerul Transporturilor cu Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor? Da, ieri este adevărat. Ce v-ați spus? Cum explică această situație? Ideea este puțin diferită, așa aș putea să spun. În ce sens? Ea n-a fost scosă din lista priorităților în acest, să zic așa, analiză și amendamente asupra planului investițional privind infrastructura de transport din perioada 2020-2030, analiză program pe care Guvernul României îl va trimite la Bruxelles, sau am înțeles că deja a fost transmis. De fapt, el apare pe o listă, dar a fost retrogradat în urma unor coeficienți pe care noi i-am comunicat ieri domnului ministru că sunt practic făcuți din pixul politic. Și asta mi-o asum când o spun și colegii mei, toți cei care mă aud ar trebui să știe că în momentul de față această autostradă atât de importantă și atât de mult cerută de toată Moldova a fost retrogradată efectiv politic. Practic ea a ajuns pe locul 17 în acel tabel, având pe primul loc, bineînțeles, Pitești-Sibiu, cu care suntem de acord absolut toți. Apoi urmează culmea, pe locul 2, Ploiești-Comarnic. Spune și dumneavoastră, deci o autostradă Ploiești-Comarnic, care în momentul de față se află în faza de studiu de fezabilitate, mult în urma autostrăzii A8, a ajuns pe locul 2 și, bineînțeles, multe alte Giurgiu-București nu discutăm. Apare apoi în acest Arad-Oradea. Deci, cum să vă spun... Și cum se explică faptul că această autostradă crucială totuși pentru o regiune atât de mare și de importantă a României a ajuns, e retrogradată pe locul 17 în lista de priorități, din care, sincer să fiu, nici primele două nu cred că se vor face, dar mă rog. Noi am cerut ieri, în primul rând, acum sunt aceste consultări publice până pe 14 decembrie. Noi am cerut ieri am fost să zic așa, un grup destul de mare, pentru prima dată aproape toți politicienii de toate culorile politice de la Iași au fost prezenți la această întâlnire și bineînțeles celelalte trei asociații de la Iași, Împreună pentru A8, Moldova Vrea Autostradă și Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, și am cerut în primul și în primul rând să se prelungească această perioadă de consultări pentru a putea participa și noi să vedem cum s-au făcut aceste calcule. Pentru că noi am atras atenția domnului ministru
vicepremier de altfel, că această calculație și cu toată analiza noastră va ajunge și la Bruxelles, pentru că noi nu ne vom lăsa. Nu este normal să se facă astfel de calcule din pix, care iată că de 14 ani de când vorbești de această autostradă, noi tot am asistat la astfel de modificări din pix. Și vreau să vă spun că nu pot să retrogradez o autostradă care, iată, ieri, spre exemplu, s-a predat studiul de fezabilitate. Vreau să vă spun că acest studiu de fezabilitate, așa cum a spus dumneavoastră, făcut de firma Acciona, este o mare bătaie de joc la adresa, în primul rând, a statului român din partea acelei firme spaniole. Iar noi am atras atenția companiei de mai bine de un an de zile, de când batem drumul Iași-București, de când mergem pe teren. Pentru că vreau să vă spun, asociațiile noastre efectiv merg pe teren, am urcat pe munte, acolo unde spun spaniolii că nu pot ajunge ca să facă acele studii geo. Deci este o mare bătaie de joc la adresa statului român și, în primul rând, la acest proiect. Pe care dar cum vă explicați, totuși, domnule Ortoi, cum vă explicați această situație? Adică, de ce credeți că se întâmplă această bătaie de joc? În primul rând, sunt acești baroni care, noi trebuie să o spunem, sunt acești baroni locali care continuă să existe în țara aceasta, care în momentul când ajung pe o anumită poziție, efectiv vor să-și împingă proiectele. Noi am și cerut și am spus un lucru foarte clar. De ce dați? Vă dau un singur exemplu. S-au alocat, ieri am aflat că s-au alocat până în 2027 anumite sume. Spre exemplu, pe Iași, Târgu Neamț, suma de 875 de milioane de euro. Ok, perfect, e normal, trebuie să se întâmple. Apoi, pe cele două capete din PNRR, știm foarte bine, de pe A8, mă refer la Miercurea Nirajului, Târgu Mureș și Leghin, Târgu Neamț, sunt, după cum știm, au fost introduse în PNRR, deci probabil aceste două capete vor fi finalizate până în 2026. S-a mai dat, spre exemplu, pe zona de munte, la SF-ul care ieri a fost depus, așa cum a fost depus. Prost, ăsta e adevărul. S-au alocat 1 miliard de euro până în 2027. Dar tot ieri aflăm că s-a mai alocat 1 miliard de euro și de 2,4 miliarde euro, spre exemplu, pentru mult disputata Brașov-Bacău, A13, care acum este în faza de analiză multicriterială. Deci este început studiul de fezabilitate, dar în faza incipientă. Acolo mai durează aproximativ 2 ani de zile până vom ajunge la predarea studiului de fezabilitate. Iar noi am specificat și am cerut domnului ministru că în momentul de față noi credem că România nu poate duce finalizarea două autostrăzi în Moldova pe zona de munte. Asta este o mare păcăleală să credem acest lucru și am cerut în mod expres, dacă tot sunt acești bani, 2,5 miliarde băgați în A13, cu care, repet, nu se va termina. 1 miliard băgat pe zona de munte pe A8. Mai sunt capetele prin PNRR pe A8. Noi am solicitat ieri ca din punct de vedere economic să fac o analiză și să se facă în așa fel încât toate sumele, dacă există acești bani, să fie direcționați spre un singur proiect. Și pe scurt, v-a dat vreun răspuns? Pe scurt, v-a dat vreun răspuns? A spus că de săptămâna viitoare ne așteaptă la București și vom face niște analize pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct în deșteptarea Cătălin Ortoi, vicepreședintele Asociației Împreună pentru A8. De 14 ani ați auzit. De 14 ani se tot discută despre aceste autostrăzi. Puteau fi făcute de 5 ori, de 6 ori. Da. Noi o să rămânem atenți la acest subiect și o să continuăm și noi să vorbim despre asta și despre această nedreptate care este făcută unor milioane de români. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.